Cristina, e adevărat că îl folosești pe Alex, îl faci gelos pe Radu? Poate a fost momentul de ieri, să zicem așa. A fost moment în care cumva am vrut să-i ofer o contră lui Radu. Dar asta nu înseamnă că eu l-am folosit pe Alexandru și că nu... L-ai utilizat. Nu l-am utilizat. Într-un fel, da, sigur. Nu înseamnă că nu mă simt bine lângă Alexandru și nu-i un vibe ok. Adică dansul pe care l-am făcut cu Titanicul n-a fost deloc ca să vadă Radu. Absolut deloc. Nu, că ieri ai recunoscut, ieri ați spus. Și eu am simțit că, nu știu, dansa cu mine uitându-se la Radu, îi făcea în ciudă. Și eu am fost un pic... Ok, Alexandru, dar și tu știi foarte bine că dacă o să mă invit la dans, cumva Radu o să privească scena asta, asta și o să noi fie gelos. Adică și tu te-ai folosit cumva viața ca să-ți faci contentul aici în casă. Nu-i vorba doar de mine, acum Cristina, să fiu serios. Cristina, exagerezi, adică îl pui pe băiat în situația că își face content în condiția în care te-a ajutat. Nu știu dacă între noi doi există un punct acolo unde să ne găsim unul cu altul. Ascultă-mă puțin, tu acum reacția ta, Cristina, reacția de copil. Băi, nu e un capăt de noi, nu e ceva grav, adică voi faceți cazul mare acum.